Înainte de a începe acest videoclip, vreau să vă spun că dacă vreți să încercați și voi acest aim assist pe care l-am testat eu un videoclip, îl încercați pe propria răspundere. Fac chestia asta pentru voi ca să vedeți și voi cum arată un aim assist de pe Microsoft Store și cum funcționează. Chiar dacă o să-mi iau bani, aia este. Și fără alte adăugări, hai să-i dăm drumul la videoclip. Prima și prima dată, băi și fete, va trebui să mergem să instalăm aim assist-ul. Așa că intrăm frumos pe Microsoft Store. În rambara de search scriem aim assist. Și acesta este primul aim assist pe care o să-l testăm. Din câte puteți vedea, are aici și o poză cu Fortnite mai veche. Cred că este din capitolul 1, sezonul exam, nu știu să vi-l zic. Însă, o să-l instalăm. Și pentru că avem aici o țintă, putem să o modificăm în funcție de cum vrem noi. Eu cred că o să luați ceva de genul. Ok. Asta, ce face? Center the strength. Asta o punem în mijloc. Aici este centrul ecranului. Și dacă nu mă înșel, aici putem să ne schimbăm ținta, să ne alegem de mai multe ținte, însă costă bani. Așa că momentan o să ne bazăm doar pe acestea free. Însă dacă vă place această serie și vreți videoclipuri mai multe cu genul ăsta de conținut, putem să și le cumpărăm, să le cumpărăm. Asta le testăm, mamă, să mor eu asta, nici că e direct aia de la tank, vreau să vă mint. Și acum haideți să intrăm în Fortnite. Dacă te urmești, băi și fete, bineînțeles că o să mergem în Tilted Towers, pentru că vreau să testez acest aim assist pe cât mai mulți playeri și unde putem să mai găsim noi mulți playeri în afară de Tilted Towers. E probabil mai multe locații, da? Vorba vine. Din câte puteți vedea și voi, am ținta asta pe ecran tot timpul, și cu pick cu mână și cu arma în mână, bine, cu arma în mână era evident că trebuie să avem, dar și când intru pe hartă, am ținta o puteți fix aici în centru, vă poziționați voi cum vreți, adică unde vreți să stea și acolo stoia. O chituri frumos. Mor, mă! Ia uite-l! Cum s-a dus, mă, ăsta? Nici mai văd. A, păi nu mă duc și după. A, uite-l aici. Oh, s-a dat la alt player. Căpteam ăsta, ia-l. O, oh, și ce pe frumos, uite ce găsiți pe aici. Uite-l pe ăsta unde stă. Du-te, mă, frate, de aici, plimbă-te cu scara. Opa, e playerul ăla. După el mergem, după el sunt. Ia uite-l la lege. A zburat cu jetpack. Până m-aș să vorbesc cu jetpack-ul după el. După acolo. 25? Unde mă duc, mă? Ăla nu știu că sunt așa realist. Aaaa, vede ce mă sau. Wow, ușor cu ele, ce faci? Mamă, câte materiale am și măcar nu cred că am farmat. Asta înseamnă, bă, să fii snaker, să nu faci nimic ca și tu să ai de toate. Asta înseamnă să fii snaker. Asta tot se mai cea, hai să luăm și noi tropul acesta care știți acum o să aterizeze. Îmi trebuie să ne duc și o să ne dea, bine, sper să ne dea. Un shotgun din acesta, dar o curajitate mai bună. Da, neapropopțit. E bun big shield-ul ăsta, de fapt două big shield-uri, dar o să păstrăm doar unul ca să luăm jetpack-ul înapoi. 42. Opa, pentă. Mamă, ce mi-a dat ăsta. O, băi, ăsta. Opa. M-a bătut ăsta. Păi, când ești prost, bă, adică